Polițiștii mehedinteni desfășoară periodic activități de combatere și prevenire a abandonului școlar în zona unităților de învățământ dedicate siguranței mediului școlar. În această perioadă, polițiștii biroului, alături de reprezentanții compartimentului de analiză și prevenire a criminalității și serviciului de ordine public, au participat la proiectul derulat de Colegiul Național Traian din municipiul Drobeta, Turnu Severin, de prevenire a abandonului școlar și consiliere a carierei elevilor, intitulată Biblioteca Vie. Astăzi a avut loc a doua întâlnire din cadrul proiectului Biblioteca Vie. Mi s-a părut ceva nou la care m-a bucurat foarte tare, mai ales că vreau să urmez această meserie, să dau la Academia de Poliție, și astăzi au fost prezenți 6 polițiști și... Informațiile ți-au fost necesare? Foarte necesare și interesante până la urmă, pentru că trebuie să ne urmăm vocea inimii. Mă bucur să fac parte din acest proiect Biblioteca Vie. Săptămâna trecută a fost, de fapt, prima întâlnire a acestui proiect, unde am avut oportunitatea de a asculta pe un domn judecător, un domn avocat și o doamnă procurare. Eu personal doresc să merg mai departe pe drept, eventual să vin procurare, iar mă simt foarte norocoasă că iau parte la acest proiect, deoarece mă ajută foarte mult să-mi decid cariera pe viitor. Scopul acestui proiect constă în dezvoltarea capacității elevilor de a folosi metode alternative de acumulare a informațiilor, utilizând interacțiunea dintre elevi și alte persoane care dețin expertiză în domeniile specifice. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au dat curs invitației de a participa la proiectul derulat de Colegiul Național Traian de prevenire a abandonului școlar și consilierea carierei elevilor, intitulat generic Biblioteca Vie. Cu această ocazie a avut loc o întâlnire cu elevii liceului, aceștia fiind informați despre condițiile de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și la școlile de poliție, de asemenea despre activitățile pe care le desfășoară Poliția Română pe diferite profile de muncă, despre o anumită rigoare, disciplină și ordine pe care trebuie să le urmeze, având de asemenea proiectul și o componentă de informare privind prevenirea abandonului, efectele absenteismului, de asemenea a delinvenței juvenile, victimizării minorilor. Acțiunea a fost una interactivă, elevii dezvoltând capacitatea de a utiliza metode alternative de dobândire de noi informații de la specialiștii poliției care au expertiză în domeniul ordinii și siguranței publice. Proiectul își propune să atragă atenția asupra acceptării diversității, pentru că de multe ori diferențele dintre oameni nu sunt valorificate ca fiind resurse, iar de cele mai multe ori conduc la punerea de etichete, crearea de prejudecăți și, în cele din urmă, la discriminare, suspiciuni și excludere. Activitatea de astăzi este o activitate din cadrul proiectului Biblioteca Vie. Este un proiect inițiat de Colegiul Național Traian în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Inspectoratul de Poliție al Județului Mehedinți. Activitatea de astăzi este o activitate în care am avut invitați cărți vie, așa cum ne place să le numim, din partea Inspectoratului de Poliție. Astfel, elevii au avut parte de o activitate non-formală, prin intermediul căreia au putut obține informații de la persoane cu expertiză în domeniu. Activitatea este o continuare a procesului de consiliere în carieră al elevilor, proces de care beneficiază toți elevii de liceu. În cadrul acestei întâlniri, polițiștii mehedințeni au interacționat cu elevii și au făcut schimb de impresii, idei, pe temele de interes general, cum ar fi pașii de urmat pentru cariera de polițist. Riscul atragerii în anturaje nepotrivite, legislația incidentă domeniului delicvenței juvenile, efecte pe termen scurt și lung ale absentismului sever și abandonului școlar, dar și prevenirea fenomenului de bullying.